Aproximativ 300 de polițiști din cadrul IPJ Constanța și 250 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța vor acționa în perioada sărbătorilor pascale în vederea preîntâmpinării producerii oricăror evenimente negative și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Fiind cunoscut faptul că în perioada premergătoare sărbătorilor de Paști și în timpul acestora au loc manifestări religioase cu participarea unui public numeros ce se va deplasa spre lăcașurile de cult din județul Constanța, se impune luarea unor măsuri corespunzătoare din partea polițiștilor, precum menținerea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică. În acest sens, oamenii legii vor stabili de comun acord cu reprezentanții Jandarmeriei Constanța modul de dispunere și acțiune al dispozitivelor mixte de ordine și siguranță publică în zona lăcașelor de cult și în alte zone de interes operativ, precum și adoptarea celor mai eficiente măsuri, în vederea preîntâmpinării producerii oricăror evenimente negative, cu precădere pe timpul desfășurării slujbelor religioase. Aproximativ 300 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța vor acționa în perioada sărbătorilor pascale, în vederea preîntâmpinării producerii oricăror evenimente negative și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Polițiștii constanțeni vor derula acțiuni pentru protejarea populației împotriva actelor de comerț ilicit, în special cu produse alimentare și mărfuri contrafăcute sau falsificate, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor statului cu atribuții în domeniu. Astfel, polițiștii de la ordine publică, structurile de poliție rutieră, polițiștii de investigații criminale, proximitate, echipele de cercetare la fața locului, acțiuni speciale, polițiștii de la arme sau investigarea fraudelor se vor afla în stradă, în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică. Polițiștii vor acționa în proximitatea bisericilor, activitățile urmând a fi desfășurate în sistem integrat, împreună cu toate instituțiile MAI, cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Astfel, pe drumurile publice, pe principalele artere din zonele turistice, pe traseele de acces către aceste zone, precum și în zona lăcașelor de cult, polițiștii de la rutieră vor acționa pentru menținerea afluenței și prevenirea producerii unor evenimente grave, în general, a celor generate de excesul de viteză și conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. Asigurăm cetățenii județului Constanța de prezența permanentă și disponibilitatea profesională a polițiștilor pentru asigurarea unor sărbători într-un climat de siguranță cât mai ridicat. De asemenea, jandarmii constanțeni vor fi prezenți alături de polițiști și în zonele altor lăcașe de cult din Constanța, Megidia, Mangalia, Cernavodă, Hârșova, Eforie și Techirghiol. Menținerea ordinii publice, alături și de celelalte forțe ale Ministerului, alături de polițiști, alături de lucrători Inspectoratului pentru situații de urgență. În noaptea de înviere, jandarmii constanțeni, în cooperare cu lucrători din cadrul IPJ Constanța, ISU Constanța și cei poliției locale, vor veghea la desfășurarea în condiții de siguranță a ceremoniei religioase organizate ocazionate de sărbătoarea Învierii Domnului la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Petru și Pavel. Totodată, în zonele de competență, echipajele de jandarmerie vor fi în măsură să acționeze în cel mai scurt timp pentru luarea măsurilor ce se impun în situația săvârșirii unor fapte antisociale. Recomandăm participanților la slujbele religioase să adopte un comportament decent în conformitate cu normele de conviețuire socială, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în conflicte de orice natură. Totodată le recomandăm să acorde atenție deosebită bunurilor și obiectelor personale, să nu participe la aceste adunări publice sub influența băuturilor alcoolice, să nu aibă asupra lor băuturi alcoolice, arme de orice fel, substanțe iritante, lacrimogene, materie explozivă sau alte obiecte periculoase. Totodată le recomandăm să acorde o atenție sporită copiilor care se pot pierde cu ușurință în locurile aglomerate. Dacă sunt într-o situație de pericol, să nu ezite să solicite sprijinul forțelor de ordine prin intermediul numărului de urgență 112.
De asemenea, peste 140 de jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța vor fi la datorie în zona lăcașurilor de cult atât din municipiul Constanța, cât și din județul Tulcea, în mănăstirea Cocoș și Celic de Rem. De asemenea, la sediul unității a fost constituită o rezervă de intervenție, care va acționa în cel mai scurt timp dacă situația o va impune.